Our theme for this weekend is to be an overcomer every day. Tema conferinței în acest weekend este a fi un biruitor în fiecare zi. If there is one message that comes throughout the Bible, it is that God wants man to be an overcomer. Dacă este un mesaj care trece prin întreaga Biblie, acela este că Dumnezeu vrea ca omul să fie un biruitor. Throughout the Old Testament, Israel was defeated. În întregul Vechi Testament, poporul Israel a fost biruit. They would have occasional times when they went up in victory. Erau vremuri ocazional când Israel avea biruință. But if you read the book of Samuel, Kings, Chronicles, there most of the time they were defeated. Dar când citești cartea lui Samuel, Cronicile, de cele mai multe ori israeliții erau biruiți. And that was a grief to the heart of God. Și asta era o mare întristare în inima lui Dumnezeu. And then God sent his son. Atunci Dumnezeu l-a trimis pe fiul lui. And most Christians think Jesus came only to die to take the punishment for their sins. Și cei mai mulți creștini cred că Isus a venit doar ca să moară și să ia pedeapsa păcatelor lor. But that was only during 6 hours of his life on the cross. Însă acest lucru s-a întâmplat doar în cele 6 ore ale morții lui pe cruce. He didn't come here just to hang on the cross for 6 hours. Iisus n-a venit pe pământ doar să atârne 6 ore pe cruce. Before he hung on the cross for 6 hours to take our sin. Înainte să fie pe cruce 6 ore pentru păcatele noastre. He lived for 33.5 years. Iisus a trăit pe pământ 33 de ani. But I would say 99% of Christians only think of that 6 hours on the cross. Dar 99% dintre creștini se gândesc doar la cele 6 ore de pe cruce. Even those who claim to be filled with the Holy Spirit. Chiar și aceia care se pretind a fi plini de Duhul Sfânt. How much have you thought about the earthly life of Jesus? Cât de mult v-ați gândit la viața pământească a Domnului Isus? Do you know that Jesus lived on earth to show us how God wants all of us to live. Știați că Domnul Iisus a trăit pe pământ ca să ne arate cum vrea Dumnezeu ca noi toți să trăim? And that is the challenge that the devil has blinded the minds of believers to. Și aceasta este provocarea prin care diavolul a întunecat mințile creștinilor. Because pentru că however much we may believe that Christ died for our sins. Oricât am crede noi că Iisus a murit pentru păcatele noastre. And we may come to God and confess our sins and have our sins forgiven. Oricât am venit înaintea lui Dumnezeu să ne mărturisim păcatele și să primim iertare. We must not forget that Jesus said let your light shine before men. Trebuie să nu uităm că Iisus a spus lumina voastră să strălucească înaintea oamenilor. Matei 5:16. That they may see your good works and glorify your Father. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să laude pe Tatăl vostru care este în cer. Or in other words, sau cu alte cuvinte, that people around you who are non-Christians, cei din jurul vostru necreștini, may see the way you live. Să vadă modul în care trăiești and see the difference between the way you live and the way they live. Și să vadă diferența dintre modul tău de viață și felul lui de viață. They look at your family life and their family life. Uite la viața ta de familie și se uite la viața lui de familie. They see the way you brought up your children and the way they brought up their children. Să vadă diferența dintre cum tu ți-ai crescut copiii și cum ei și-au crescut copiii. And they say, boy, there is a real difference between them and us. Și se spune, omule, chiar e o diferență între omul acesta și mine. Then they will glorify your Father in heaven. Atunci el vor glorifica pe Tatăl nostru din cer. But what do we see among Christians? Dar ce vedem noi la creștinii din jurul nostru? The name of Jesus is dishonored by the way they live. Felul în care trăiesc dezonorează numele Domnului Isus. The name of Jesus is dishonored by the way their children live. Și numele Domnului Isus este dezonorat de viața copiilor lor. And that's because we are taken up only with one thing that Christ died for our sins. Și asta pentru că ne preocupăm de un singur lucru, că Iisus a murit pentru păcatele noastre. So, I want you to pray. Aș vrea să vă rugați. Just this weekend. Cel puțin weekendul acesta. That God will make these 2 days. Ca Dumnezeu să facă aceste 2 zile. A turning point in your life. Un punct de cotitură în viața voastră. If you come with faith. Să veniți cu credință.
God will do that for you. Și Dumnezeu va împlini această rugăciune. If you say, "Oh, I'm hopeless, there's no hope for me." Dacă vei spune, eu sunt fără speranță, nu mai am niciun fel de speranță. Then you will go back the same type of person you came. Atunci te vei întoarce așa cum ai venit. But if you say, "Lord, I believe that you can do great things even for me." Însă dacă vei spune, Doamne, eu cred că tu poți face lucruri mari pentru mine. He will do it. El o va face. It doesn't depend on how bad you are, it depends on how much faith you have. Nu depinde de cât de rău ești, depinde cât de credință de mare ai tu. God honors faith. Pentru că Dumnezeu cinstește credința. Do you know the message of the first page of the Bible? Știți mesajul din prima pagină a Bibliei? It's very important to understand. E foarte important să înțelegi. We can say that the whole message of the Bible is in chapter 1 of Genesis. Putem spune că întregul mesaj al Bibliei este găsit în capitolul 1 din Geneza. A few things from there. Și am să vă împărtășesc câteva lucruri de acolo. Very briefly. Pe scurt. And let me read it like this. Să citesc. In the beginning God created the heaven and the earth. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. That's a picture of in the beginning God created Adam and Eve perfect. Asta este o imagine acum așa a ceea ce Dumnezeu la început a creat pe Adam și Eva perfecți. It's a picture. O imagine. Next verse. Următorul verset. Verse 2. Versetul 2. And the earth became formless, formless and void, and darkness was upon the face of the deep. Pământul era pustiu și gol peste fața adâncului de apă, era întuneric. That meaning of that is. Asta înseamnă. And Adam lost the image of God. Și reprezintă pe Adam care a pierdut imaginea și chipul lui Dumnezeu. And he became empty. Și a devenit gol. And he became dark. Și întunecos. And that's the condition of man. Și asta este condiția omului. And that's the condition of people all over the world. Aceasta este situația tuturor oamenilor din lume. The condition of most people who call themselves Christians. Acelor mai mulți creștini chiar. The image of God is gone. Imaginea lui Dumnezeu parcă a dispărut. Like it says here, shapeless. Și ei sunt fără formă. Empty. Goi. Dark. Și plin de întuneric. But what's the message? Dar care este mesajul? The Holy Spirit began to move there. Că Duhul lui Dumnezeu a început să se miște right deasupra. There in the beginning of scripture you read the Holy Spirit begins to move. Chiar aici în începutul Bibliei vedem cum Duhul Sfânt a început să se miște. That shows the heart of God for man. Asta arată inima lui Dumnezeu pentru om. And that applies to you. Și se aplică pentru tine. If your life is a mess, dacă viața ta este un gunoi, or you're a hypocrite pretending to be a good Christian on the outside in your church, poate ești un ipocrit care te dai un creștin bun în biserică, but your private life is corrupt, dar viața ta intimă este stricată, your thought life is impure, viața ta de gândire este impură, you've lost the image of God, poate ai pierdut imaginea lui Dumnezeu, and you are dark and empty, și tu ești întunecos și gol, even though you may be singing in the choir and maybe chiar, a leading in the church. Chiar dacă poate cânți în cor sau conduci închinarea în biserică. But your inner life is corrupt. Dar viața ta interioară este stricată. Then I want to tell you. Vreau să spun. That the Holy Spirit wants to move upon you. Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să se miște peste tine. And what happened when the Holy Spirit began to move upon this corrupt, empty earth? Și ce s-a întâmplat atunci când Duhul lui Dumnezeu a început să se miște peste acest pământ stricat și gol? There's a picture of what God wants to do in man. Iată o imagine a ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu omul. By the end of that chapter. La sfârșitul acestui capitol. Look what a change has come. Priviți ce schimbare a intervenit. Verse 31. Versetul 31. God saw everything that he made. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut. He examined every part of what he had made. A examinat fiecare lucru pe care l-a făcut. And it was very good. Și iată că erau foarte bune. So that's the message of the Bible. Acesta este mesajul Bibliei. Message of the whole Bible. Mesajul întregii Biblii. God created man perfect. Dumnezeu l-a creat pe om perfect. Satan came and sin came and messed up and spoiled everything. Satan a venit, a intervenit, a stricat rasa umană. And this Holy Spirit began to move. Dar Duhul lui Dumnezeu a început să se miște. And changed that into something so perfect. Și a transformat omul în ceva perfect. That even Almighty God couldn't find any fault in it. Până și atotputernicul Dumnezeu n-a putut să găsească. That's the thing that encourages me. Ăsta este lucrul care mă încurajează pe mine. That the Holy Spirit can move in my life and even God can examine me and find Duhul Sfânt se poate mișca în viața mea și Duhul și Dumnezeu mă poate examina și să mă găsească perfect. It's a wonderful life that Jesus Christ has come to give us. Domnul Iisus a venit să ne dea o viață minunată. And I've discovered that most Christians don't experience it. Și am descoperit că cei mai mulți creștini nu trăiesc această viață. They live substandard lives. Trăiesc sub standardul normal de viață. Or they're just happy with getting pass marks. Sau se mulțumesc să primească doar note de trecere.
In India, you can pass in any subject if you get 35%. În India poți să treci la orice materie la școală dacă ai, dacă primești 35%. If you get 35% in mathematics and science, you go to the next class. Dacă ai primit 35%, poți să treci în următorul an la matematică. I don't know how much it is here. Nu știu cât e aici. But imagine a parent whose child gets 35%. Dar imaginați-vă un părinte a cărui copil primește 35%. Every subject gets 35%. La fiecare materie 35%. He's fast. A trecut copilul. He goes to the next class. A trecut următoarea clasă. If your child is like that, will you be happy? Dacă copilul tău ar fi în situația asta, ai fi mulțumit? Will you be happy? My child passed. Oh, sunt mulțumit, copilul meu a trecut. Or will you wish that your child could get 90% or 95%? Sau ți-ai dori copilul tău să primească 90-95%? How many of you would be happy with your child who just manages to pass from one class to the other? Câți dintre voi ați fi mulțumiți dacă copilul vostru a reușit cu greu să treacă dintr-un an într-altul? But that is how many Christians are living. Dar așa trăiesc mulți creștini. Just on the borderline of defeat. Sunt acolo la limita de jos a înfrângerii. I want to tell you that's not the way God wants you to live. Vreau să vă spun că nu așa ne-a creat Dumnezeu să trăim. And some Christians, their life is up and down, sometimes failure, sometimes victory. Viețile unor creștini sunt așa, cu suișuri și coboreșuri, uneori sus, uneori jos. So this is what we want to proclaim this weekend. Asta vrem noi să proclamăm în acest weekend. God wants you to be an overcomer every day. Dumnezeu vrea ca tu să fii un biruitor în fiecare zi. As I said, the whole message of the Bible is that God wants you to overcome. Cum a zis, întregul mesaj al Bibliei este că Dumnezeu vrea ca noi să fim biruitori. Look here, when God made Adam. Uitați-vă aici când Dumnezeu l-a făcut pe Adam. I want you to see what he says. Priviți ce a spus. When he was going to make man, când a urmat Dumnezeu să facă omul, he says in verse 26, spune în 26, God said, let us make man in our image. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. And according to our likeness. După chipul și asemănarea noastră. And what is the first thing he says after that? Și ce a spus imediat după aceasta? Did you notice that? Ați observat? After we make man in our image, după ce a spus să facem om după chipul nostru, what should they do? Ce să facă? Let them rule. El să stăpânească. Do you know what God wants man to be? Știți ce vrea Dumnezeu să fie omul? A ruler. Un stăpânitor. An overcomer. Un biruitor. That's the very first thing he said about man. Ăsta este primul lucru pe care el l-a spus despre om. And you mustn't forget that. Și nu trebuie să uiți asta. My dear brother, sister, you're not called to be just a forgiven sinner. Dragi frați și surori, nu sunteți chemați să fiți doar un păcătos iertat. That's like cleaning the inside of the cup. Este ca și cum ai curățat doar interiorul unui pahar. Why do you keep the cups clean in your kitchen? De ce ții paharul curat în bucătăria ta? Is it just for decoration? Doar ca să se uite lumea la el, să fie un element de decor? Why do you keep clean cups at the breakfast table? De ce puneți pahare curate pe masa de micul dejun? Is it a decoration? Doar ca decor? No. Nu. We clean the cup because we want to fill it with something we want to drink. Curățăm paharul pentru că vrem să-l umplem cu ceva din care vrem să bem. Why does God clean up our hearts? De ce ne-a curățit Dumnezeu inimile? Is it just for a decoration? Doar ca decor? No. Nu. It is so that that clean heart can be filled with a life of victory. Ca acea inimă curățită să fie umplută de o viață de biruință. But a lot of Christians just clean the cup and they keep an empty cup there. Mulți creștini curățesc doar paharul și îl țin gol. That is not the will of God. Nu aceasta este voia lui Dumnezeu. The devil has blinded our eyes concerning God's purpose for our lives. Dumnezeu ne-a orbit ochii să nu vedem Satan ne-a orbit ochii să nu vedem planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. And then we read in Genesis 3 how they sinned and they were put out of the Garden of Eden. Apoi citim în Geneza 3 cum omul a păcătuit și a fost alungat din grădină. And then we read in chapter 4. Apoi în capitolul 4. Of the first sin that was committed outside the Garden of Eden, recorded in Scripture. Citim despre primul păcat săvârșit în afara grădinii Edenului. I'm sure Adam and Eve committed many other sins before Cain and Abel killed the other. Sunt sigur că Adam și Eva au păcătuit mult înainte ca Cain să-l omoare pe Abel. But the first sin recorded in Scripture outside the Garden of Eden is Cain killing Abel. Dar primul păcat scris în Biblie după ieșirea din grădina Edenului a fost când Cain l-a omorât pe Abel. But before he killed Abel, înainte să se-l omoare, he had a jealousy in his heart. Cain a avut o gelozie în inima lui. He was jealous because the fire of God fell on Abel's sacrifice and nothing fell on his sacrifice. Era gelos că focul lui Dumnezeu căzuse pe jertfa lui Abel și nimic pe jertfa lui. And God knew this man is going to do something worse now. Și Dumnezeu știa că acest om urma să facă ceva mai rău. And so he calls Cain. Așa că îl cheamă pe Cain. And listen to the message that God gives that first sinful man who was going to murder his brother.
Și ascultați mesajul pe care îl dă Dumnezeu primului criminal din Biblie. What is God's message for sinful Cain? Care este mesajul lui Dumnezeu pentru păcătosul de Cain? Cain was such a wicked man. Un om atât de rău. You may feel you're better than Cain. Poate tu crezi că ești mai bun decât Cain. If God could give this message to Cain, he can give it to you. Dacă Dumnezeu a putut să dea mesajul ăsta lui Cain, înseamnă că poate. What was the message he gave Cain? Care este acest mesaj? Genesis 4 verse 7. Geneza 4 cu 7. God tells Cain. Dumnezeu îi spune lui Cain. If you do well, won't your face be lifted up? Dacă faci bine, vei fi bine primit. And if you don't do well, dar dacă nu faci bine, if you don't listen to me, dacă nu mă asculți, then sin is crouching at the door. Păcatul pândește la ușă. Sin is like a lion waiting at the door to enter in to destroy you. Păcatul este ca un leu care este la ușă așteptând să intre să te distrugă. And its desire is for you. Și dorința lui se ține după tine. Sin's desire, like that lion's desire, is to eat you up. Dorința acestui păcat, acestui leu, este să te mănânce. And now listen to the message of God to Cain. Dar ascultați acum mesajul lui Dumnezeu pentru Cain. Listen. Ascultă. You must be the master over it. Dar tu să-l stăpânești. You must be an overcomer. Tu trebuie să fii un biruitor. When did God say that? Când a spus Dumnezeu asta? Right at the beginning of scripture. Chiar la începutul Scripturii. You must master sin. Tu trebuie să fii stăpânul păcatului. Did he say that to a holy man? I-a spus el asta unui om sfânt? He said that to a wicked murderer. Nu, i-a spus unui criminal. You must master sin. Tu trebuie să stăpânești peste păcat. What did he say when he made Adam? Ce a spus când l-a făcut pe Adam? Let us make man so that he can rule. Să-l faci pe om ca să stăpânească. Throughout the scripture, that is the will of God. Aceasta este voia lui Dumnezeu în întreaga Biblie. We're not called to be just forgiven sinners. Nu suntem chemați să fim doar păcătoși. We're called to be overcomers. Și să fim și biruitori. Everything must be under our feet. Totul trebuie să fie sub picioarele noastre. Do you know that? Știați aceasta? Nothing is supposed to be over my head. Nimic nu trebuie să fie peste capul meu. Everything must be under my feet. Totul trebuie să fie sub picioarele mele. There's a beautiful picture of this when the children of Israel got into the land of Canaan. Este o imagine minunată atunci când Israel a intrat în Canaan. See, the message of the children of Israel going into Canaan is the same message. Același mesaj este cel al lui Israel intrând în Canaan. Don't look at those giants and say that you are grasshoppers. Nu vă uitați la acei uriași și spuneți că voi sunteți ca niște lăcuste. Moses sent 12 spies into the Garden of Eden. Into the land of Canaan. Moise a trimis 12 spioni, 12 scoade în țara Canaanului. And 10 of those spies came back. Și atunci când cei 12 s-au întors, and said, these giants are so big. Și au spus, acolo sunt uriași mari. Numbers 13 verse 33. Numeri 13 cu 33. They are so huge. Atât de uriași. That we look like grasshoppers in front of them. Numbers 13 33. Încât noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor. They said, we can't overcome them. Noi nu putem să-i biruim, spuneau ei. We are redeemed by the blood of the lamb from Egypt. Suntem răscumpărați prin sângele mielului în Egipt. We are saved. Suntem mântuiți. But we can't overcome sin. Dar nu putem birui păcatul. Sin is too strong. Păcatul e prea tare. All the sins that rule our life. Păcatul acela care ne stăpânește de viață. Anger. Mânie. Jealousy. Gelozie. Sexual lust. Poftă sexuală. Internet pornography. Pornografia. It's all too strong for me. E prea puternică pentru mine. I cannot overcome. Nu pot birui. I can only be forgiven. Nu pot fi decât iertat de asta. I have to keep on losing my temper at home. Trebuie să continui să mă supăr, să mă enervez acasă. Because anger is such a big giant. Pentru că mânia este așa un uriaș în viața mea. I'm like a grasshopper. Iar eu sunt ca o lăcustă. I cannot overcome this giant. Nu pot birui acest uriaș. And the Bible says God was angry with them. Și Biblia spune că Dumnezeu s-a mâniat pe acești oameni care vorbeau așa. Who insult him like that? Și de asemenea pe creștinii care îl insultă în felul acesta vorbind. But you know what Joshua and Caleb did, those two spies? Dar știți ce au făcut cei doi spioni, Iosua și Caleb? They looked at the giants. Ei s-au uitat la uriași.
You know, the other 10 spies looked at the giants and looked at themselves. Ceilalți 10 s-au uitat la spioni, s-au uitat la uriași și apoi s-au uitat la ei. We are like grasshoppers. Și au spus, noi suntem ca niște lăcuste. Joshua and Caleb did something else. Însă Iosua și Caleb au făcut altceva. They looked at the giants. Și ei s-au uitat la uriași. And then they looked at God. La uriași, dar apoi s-au uitat la Dumnezeu. And they said, compared to God, these giants are grasshoppers. Și au spus, comparați cu Dumnezeu, acești uriași sunt niște lăcuste ei. That was the difference. Asta era diferența. Now when you look at your sin, când te uiți la păcatul din viața now, ta, think right now of the sin that you are defeated by most in your life. Gândește-te acum la păcatul care te stăpânește în viață. Mostly it is these two sins that people are defeated by. De obicei sunt aceste două păcate de care oamenii sunt biruiți. Anger, mânie and sexual lust. Și poftă sexuală. And sometimes an unforgiving, bitter spirit against somebody. Și alteori un duh de neiertare, un duh plin de amărăciune în privința altora. I know that some of you, many of you are defeated by these sins in private and you don't want anybody to know it. Știu că mulți dintre voi sunteți biruiți de aceste păcate în viața intimă și nu vreți ca alții să afle. Please don't listen to these messages as some theory. Te rog să nu asculți la această predică ca și la o teorie. We have not come here for information. N-am venit aici să-ți dăm o informație. We have come here to be changed by the Holy Spirit. Am venit aici ca să fim schimbați de Duhul Sfânt. The Holy Spirit moved upon that earth and changed the earth. Așa cum Duhul Sfânt s-a mișcat asupra pământului și l-a schimbat. I believe the Holy Spirit is seeking to move over us also. Eu cred că Duhul Sfânt caută să se miște deasupra noastră de asemenea. To begin a work in our lives. Să înceapă o lucrare în viețile noastre în acest weekend. That will change our personal life and our home life. O lucrare care ne va schimba viața personală și viața de familie. I know because I've experienced it for many years. Știu asta pentru că eu însumi am experimentat asta cu mulți ani în urmă. I was a born again Christian for many many years. Ani de zile eram un creștin născut din nou. But defeated. Dar un om înfrânt din nou și din nou. And I was ashamed to let people know that. Și mi-era rușine să afle oamenii cum sunt. I was just like you. Eram exact ca voi. Defeated by the same sins that defeat you. Înfrânt de aceleași păcate care vă înfrâng pe voi. Because I have the same flesh as you. Pentru că și eu sunt aceeași carne ca voi. But I got so fed up. Dar m-am săturat într-o zi. I said, Lord, there must be a better way than this. Și am spus, Doamne, trebuie să existe o viață mai bună. And a time came in my life. Și a venit vremea în viața mea. 16 years after I was born again. 16 ani după ce am fost născut din nou. I was defeated after I was born again and baptized for 16 years. 16 ani după ce m-am botezat și am fost născut din nou, am fost înfrânt de păcat. Because I thought the giants are so big and I'm a grasshopper. Pentru că credeam că sunt așa de mari ucenicii, eu sunt doar un lăcustă. God gave me the faith of Joshua. Apoi Dumnezeu mi-a dat și mie credința lui Iosua. That the one who lives in me is greater than the one who is in the world. Să înțeleg că cel care locuiește în mine este mai mare decât cel din lume. I can be an overcomer. Și pot să fiu un biruitor. That became a reality in my life. Asta a devenit o realitate în viața mea. For many many years now. De mulți ani acum. Completely changed my life. Mi-a schimbat viața complet. Changed my family life. Mi-a schimbat viața de familie. Taught me how to live at home. M-a învățat cum să trăiesc în casă. Taught me how to bring up my children. Cum să-mi cresc copiii. It taught me how to preach God's word. M-a învățat cum să predic cuvântul. It taught me how to serve God. Cum să slujesc pe Dumnezeu. It taught me how to drive the devil out of our home and church and everywhere. M-a învățat cum să-l scop pe diavol afară din casă și din biserică. Do you know that God wants the devil to be afraid of us? Știți că Dumnezeu vrea ca diavolului să-i fie frică de tine? That was a time in my life. A fost o vreme în viața mea. I was born again, but I was afraid of the devil. Când eram un om născut din nou, dar mi-era teamă de diavol. But it's changed now. Dar acum s-a schimbat lucrurile. The devil's afraid of me. Diavolul e frică de mine. How many of you can say that? Câți dintre voi puteți mărturisi asta? How many of you can say the devil's afraid of you? Câți puteți mărturisi că diavolul e frică de voi? Do you know that's how it's supposed to be? Știați că așa ar trebui să fie? I will show that to you from scripture. Am să vă demonstrez din scriptură. Please turn with me. Deschideți-vă rog cu mine. To 1 John chapter 4. 1 Ioan capitolul 4. This is how I knew it in my life. Un lucru pe care nu l-am știut în viață. 1 John chapter 4. 1 Ioan 4. Verse 17. Cu 17. The last part of verse 17. Ultima parte. As Jesus is, so are we in this world. Prima parte. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. First part. Yeah. As Jesus is, so are we in this world. Deci cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. That's such an important verse for me now. Este așa un verset important pentru mine acum. We wrote it in big letters and put it in our church. Everybody can read it. L-am scris cu litere mari ca să-l citească toți. In my church back home. Biserica mea acasă. So that everybody can see what we believe. Ca toți să vadă crezul nostru. As Jesus is. Cum este Isus? So are we in this world. Așa suntem și noi în lumea aceasta. Let me say that again. Să repet.
as Jesus is, cum este Isus, so are we in this world. Așa suntem și noi în lumea aceasta. Now let me ask you. Dați-mi voie să vă întreb. Was Jesus? Cum era Isus? Was the devil afraid of him? Era diavolului frică de el? Or was he afraid of the devil? Sau lui era frică de diavol? Oh, the devil was scared of Jesus. Oh, diavolul era frică de Isus. As Jesus is, așa cum este el, so am I in this world. Așa să fiu și eu în lumea aceasta. It's not a question of looking at my strength. Nu se pune problema să mă uit la puterile Joshua mele. Did not look at his muscles and look at the muscles of the giant. Iosua nu s-a uitat la mușchii lui și s-a uitat la mușchii uriașilor. He looked at the giants and he looked at God. Nu, el s-a uitat la uriaș și apoi s-a uitat la Dumnezeu. Now, when I look at the devil and compare him with me. Acum eu când mă uit la diavol și mă compar cu el eu. He's so powerful. El e așa de puternic față de mine. You know that? Știți și voi asta. You know how many sins the devil has made you fall into? Știi în câte păcate te-a făcut diavolul să cazi? I know how many sins the devil made me fall into. Știu în câte păcate m-a făcut diavolul pe mine să cazi. Particularly in my thoughts. Mai ales în gândurile mele și în inima mea. I could live good on the outside. Puteam trăi frumos pe de afară. But inside the devil was making me fall everywhere. Dar în interior cădeam permanent. He was stronger. Era mai puternic diavolul. I was like a grasshopper. Eu eram ca o păduche, ca o lăcustă. Is that your experience? Asta este experiența ta, oare? But one day, dar într-o zi, I looked at Jesus. Am privit la Domnul Isus. And I saw the devil was like a grasshopper. Și am văzut că pentru el diavolul era ca o lăcustă. I have seen that the trouble with most Christians is this. Am văzut că problema celor mai mulți credincioși este aceasta. They've got a huge devil. Au un diavol uriaș and a small Jesus. Și un mic Isus. That's how it was with me. Așa eram și eu. Till the Lord showed me the truth. Până atunci când Domnul mi-a arătat adevărul. Jesus was so big and the devil was so small. Că de fapt Isus e așa de mare și diavolul e foarte mic. And that he was defeated on the cross. Și diavolul ăsta a fost înfrânt pe cruce. And as Jesus is, so I can be in the world. Și așa cum a fost Isus în lume, așa pot să fiu și eu. That is God's will for us. Asta e voia lui Dumnezeu pentru voi. 1 John chapter 2. 1 Ioan capitolul 2. Verse 6. Cu 6. These are verses which most preachers will never talk about. Acestea sunt versete din care n-o să prea auziți predici. The devil doesn't want most people to talk about it. Pentru că nu vrea diavolul ca predicatorii să vorbească. And most preachers can't talk about it because they haven't experienced it in their life. Și de fapt, cei mulți predicatori nu predică deci pentru că ei înșiși nu sunt biruitori. So many Christians who are defeated lives. De aceea avem atâția credincioși biruiți în viețile lor. 1 John 2:6. Is that in your Bible or not? 1 Ioan 2:6. Să vedem dacă este și în Bibliile voastre sau nu. If you say you abide in Christ. Dacă cine zice că rămâne în el. And I think most of you sitting here say you abide in Christ. Și cred că cei mai mulți de aici ziceți că trăiți în el. Then what is your responsibility? Care e responsabilitatea voastră? According to this verse. Potrivit acestui verset. You must walk in the same manner that Jesus walked. Trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. As soon as you hear that. De momentul în care ai auzit asta. Immediately a thought will come into your mind. Îți va veni un gând la mintea ta. Walk as Jesus walked. Să trăiesc cum a trăit Isus? That is impossible. Imposibil. You see how the devil comes immediately? Vedeți cum diavolul imediat vine? God tells you to do something, the devil says it is impossible. Dumnezeu îți spune să faci ceva și diavolul spune că e imposibil. Let me ask you. Să vă întreb. How many of you believe that the Bible is the word of God? Câți dintre voi credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? I'm sure all of you say that. Sunt sigur că toți credeți. Do you believe this is the word of God? Credeți că este cuvântul lui Dumnezeu? Is this written in your Romanian Bible? Așa scrie și în Biblia românească? That if you abide in Christ, you must walk as he walked. Că dacă zice că rămâne în el, trebuie să trăiască cum a trăit Isus? Have you ever in your life felt that you must do that? Ai simțit vreodată în viața ta că așa trebuie să trăiești? What did you do when you read that verse? Ce ai făcut când ai citit versetul acesta? I'm sure you've read that verse sometime. Sigur l-ai citit până acum. What did you do? Dar ce ai făcut? You just ignored it and went to the next verse. L-ai ignorat și ai trecut mai departe. That's exactly what the devil wants you to do. Și exact asta vrea diavolul să faci. Now I want you to take that seriously today. Acum vreau să iei în serios acest verset. If you have never taken it seriously. Dacă nu l-ai băgat în seamă până acum. My dear brothers and sisters. Dragii mei frați și surori. I wish you could look into the heart of God today. Aș vrea să puteți privi inima lui Dumnezeu astăzi. That's what I do. Eu asta fac. When I read the Bible. Când citesc eu Biblia. I don't read it to get information. Nu o citesc ca să primesc informații în minte. In my younger days I did it like that. Când eram tânăr așa făceam. But now. Dar acum. I read to see what is in the heart of God for me. Citesc și caut să văd ce este în inima lui Dumnezeu pentru mine. Lord, this book is opening your heart. I can look inside your heart. Doamne, cartea aceasta deschide inima ta. Pot să văd prin ea ce este în inima ta. And I see what is in the heart of God for me. Pot să văd ce este în inima lui Dumnezeu pentru mine.
that I, such a weak person, că eu sunt un om atât de slab. Walk as Jesus walked on this earth. Eu să umblu așa cum a umblat Iisus pe acest pământ. It's got nothing to do with me. Nu are nimic de a face cu mine. Faith that God can help me to do. Ce are de a face cu credința pe care Dumnezeu mă poate da. What do we read in the first chapter of Genesis? Ce citim în primul capitol din Geneza? The earth was corrupt. Că pământul era stricat. And it's no use God telling the earth to improve. Și degeaba ar fi spus Dumnezeu pământului să se îmbunătățească. And it's no use God telling me to improve. La fel cum mie degeaba m-a spus Dumnezeu să devii mai bun. I'm just as empty, dark and corrupt like that earth. Eu sunt la fel de gol și stricat și pustiu ca acel pământ. What did we read in Genesis 1 verse 2? Dar ce citim în versetul din Geneza 1 cu 2? God didn't tell the earth to improve. Nu că Dumnezeu i-a poruncit pământului and să fie I'm mai bun. I'm not telling you to improve. Și eu nu spun ție acum să devii mai bun tu prin puterea ta. Ce s-a întâmplat? God sent his Holy Spirit to move upon that earth. Dumnezeu a trimis pe Duhul Său cel Sfânt să se miște pe acest pământ. That's what changed the earth. Asta a schimbat pământul. And dear brothers and sisters, și dragi frați și surori, that's what you need. De asta aveți voi nevoie. You need to open your being. Aveți nevoie să vă deschideți inima ființa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Some of you in Pentecostal churches, unii dintre voi sunteți din biserici pentecostale, think that you believe in the Holy Spirit. Și credeți că aveți sau credeți în Duhul Sfânt. But if you receive the Holy Spirit, why hasn't he made you holy? Dar dacă tu ai Duhul Sfânt, cum de nu te-a făcut și pe tine sfânt? Evil spirits make people evil. Duhurile rele îi fac pe oameni răi. Unclean spirits make people unclean. Duhurile necurate îi fac pe oameni necurați. And the Holy Spirit? Dar Duhul Sfânt. Let me say that again. Să repet. Evil spirits make people evil. Un duh rău face un om rău. Unclean spirits make people? Un duh necurat face un unclean. Om necurat. So the Holy Spirit should make deci Duhul Sfânt cum ar trebui să vă facă? Holy. Sfinți. Why hasn't it happened? Și atunci de ce nu se întâmplă asta? Is it because the Holy Spirit is helpless? Este oare pentru că Duhul Sfânt nu are putere? No. Nu. There is a principle. Este un principiu. That he will work only in the measure in which you trust him. Că Duhul Sfânt va lucra doar în măsura în care te încrezi în el. That's very important to understand that. E foarte important să înțelegem. That's one of the great truths I learned in scripture. Unul din marile adevăruri pe care le-am învățat în Biblie. Without faith, it is impossible to please God. Fără credință este imposibil să fii plăcut lui Dumnezeu. I believe the trouble with many of you is not that you don't have a desire for victory. Cred că problema multora dintre voi este nu că nu aveți o dorință să aveți biruință asupra păcatului. That the Holy Spirit will help you to live that. Dar voi nu credeți că Duhul Sfânt vă poate ajuta. That's why as soon as you read this we must walk as he walked. De aceea de îndată ce citim acest verset trebuie să trăim cum a trăit Iisus. Immediately the first word that comes into your mind is impossible. Imediat primul gând care îți vine nu pot să fac. You got to drive the devil out. Trebuie să-l alungi pe diavol din mintea ta. And say possible. Și să spui ba pot. By the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. You know what the apostle Paul said? Știți ce a spus apostolul Pavel? Nobody in the Old Testament could say things like this. Nimeni în Vechiul Testament n-a putut să spună asemenea lucruri. This is the testimony of a man who filled with the Holy Spirit. Iată mărturia unui om plin de Duhul Sfânt. Philippians. Filipeni. Chapter 4. 4. Verse 13. Cu 13. It's one of my favorite verses. Unul dintre versetele mele favorite. Philippians 4:13. Filipeni 4 cu 13. You know this verse? Știți versetul acesta? It's good to memorize some of these verses in scripture. E bine să memorăm unele versete din Biblie. And repeat it to yourself when the devil tells you lies. Și să ne le repetăm în minte atunci când diavolul ne minte. There's nothing wrong in that. Nu-i nimic rău în asta. When the devil tempted Jesus in the wilderness. Când diavolul l-a ispitit pe Iisus în pustiu. How did Jesus overcome him? Cum l-a biruit Iisus? By quoting scripture that Jesus had memorized as a child. Citând versete din Biblie pe care Iisus le învățase când era copil. Every temptation. Fiecare ispită. There was only one method Jesus used. A fost o singură metodă folosită de Iisus. Temptation number one. Ispita 1. Turn the stones to bread. Transformă pâinea Jesus în piatra în pâine. Iisus a citat un verset din Temptation number 2. Ispita 2. Jump from the roof of the temple. Aruncă-te de pe acoperișul Jesus templului. Jesus quoted a verse. Iisus a citat un verset. Temptation number 3. Ispita numărul 3. I'll give you all the glory of the world if you bow down to me. Să-ți dau toată împărăția și gloria Jesus lumii dacă te închini înaintea mea. Iisus a citat un verset. Not the same verse. Nu același verset. According to the temptation he quoted a verse. Potrivit ispitei a citat versetul din He always said to the devil it is written. Și întotdeauna răspuns diavolului, e scris. That was the difference between Jesus and Eve. Asta a fost diferența dintre Iisus și Eva. When the devil tempted Eve, când diavolul a ispitit-o pe Eva, Eve should have said, Eva ar fi putut să spună, it is written, e scris. Or God has said, I must not eat it. Dumnezeu a spus să nu mănânc. There would have been no sin. Și n-ar fi păcătuit. But she didn't say that. Dar n-a spus asta.
The devil made her change God's word. Și diavolul a făcut să schimbe cuvântul lui Dumnezeu. But Jesus quoted God's word every time. Dar Isus a citat cuvântul Domnului de fiecare dată. I want to recommend that to you. Și vreau să vă recomand. Memorize these important promises of scripture. Memorați aceste promisiuni importante din Biblie. Because in the time of temptation you can quote it to Satan. Pentru că în vremea când vei fi ispitit, le poți cita lui Satan. Here is one of those wonderful statements. Iată unul dintre aceste mărturii. Filipeni 4:13. I can do everything through Christ who strengthens me. Pot totul în Hristos care mă întărește. That means anything God wants me to do, I can do. Asta înseamnă că orice vrea Dumnezeu ca eu să fac, pot face. I really have faith for that. Chiar cred lucrul acesta. Anything that God wants me to do. Orice vrea Dumnezeu să fac, o pot face. Through Christ who strengthens me. Prin Hristos care mă întărește. No sin can rule over me. Niciun păcat nu va stăpâni peste mine. God does not want sin to rule over. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca păcatul să stăpânească peste mine. I'm not going to do it my own power. Și nu voi face asta prin puterea mea. Christ will strengthen me. Hristos mă va întări. Like I told you in Genesis 1. Cum v-am spus în Geneza 1. The earth did not struggle and struggle and become better and better. Pământul nu s-a luptat să devină mai bun și mai bun. Some of you are defeated in your life and you're struggling to try and become better. Unii dintre voi sunteți biruiți în viața particulară și vă luptați să vă îmbunătățiți. I'll tell you in 100 years you will not become better. Și vă spun că nici într-o sută de ani nu o să fiți mai bun. You'll become better on the outside. O să deveniți mai bun pe din afară. And the inside will be corrupt. Dar pe interior tot stricat veți fi. You can control your tongue and not lose your anger and not lose your temper. Poate să îți controlezi limba și să nu-ți pierzi firea. But that's not victory. Dar asta nu e biruință. Even the Buddhists teach that. Chiar și budiștii învață asta. And the people who do yoga, they teach that. Și yoginii fac așa. How to keep your mouth shut and not get angry. Cum să nu se enerveze și să țină gura închisă, să se controleze. But Buddhism and yoga can't deliver you from anger inside your heart. Nici budismul, nici yoga nu te pot elibera de mânia din inimă. They can only tell you how to keep your mouth shut. Ele te învață numai cum să te controlezi, să ții gura închisă. It's only Jesus Christ who can deliver you from anger. Doar Isus Hristos te poate elibera de mânia din inimă. It's only Jesus Christ who can deliver you from lust in your heart. Numai Isus te poate elibera de poftele din inimă. And bitterness. Și de amărăciune. And every other sin. Și de orice alt păcat. I can do all things through Christ who strengthens me. Pot face totul prin Hristos care mă întărește. Through the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. That is God's will for us. Asta e voia lui Dumnezeu pentru tine. If you turn to the book of Revelation. Deschidem la Apocalipsa. You read about the last messages that Jesus gave to 7 churches. Citim despre ultimele mesaje pe care Isus le transmite bisericilor, celor 7. Remember, this is Jesus from heaven giving a message to his church. Acesta este, nu uitați, este Isus care din cer dă mesaj bisericilor sale. There are 2 good churches. Sunt 2 biserici bune. 5 bad ones. Și 5 rele. But the message to all 7 is the same. Dar mesajul comun tuturor este același. You know what it is? Știți care e? You must be an overcomer. Trebuie să fii un biruitor. You can be an overcomer every day. Tu poți fi un biruitor în fiecare zi. Turn to Genesis, Revelation chapter 2. Deschideți la Apocalipsa 2. To the church in Ephesus. Bisericii din Efes. Verse 7. Versetul 7. If you have a ear, listen to what the Holy Spirit is saying. Cine are urechi să asculte ce zice Duhul. That's the first thing I want to say. Asta e primul lucru pe care vreau să-l spun. This is not for everybody. Promisiunea asta nu e pentru oricine. This is for those who have a ear to hear. Ce este pentru acel care are o ureche să asculte. Now you may say, I've got a ear to hear. I've got 2 ears. Tu o să spui, n-am urechi, eu am 2 urechi. But there is a ear of the heart with which you may not be listening. Dar poate ai o ureche a inimii care nu ascultă. You hear something. Auzi ceva. And you don't hear it with faith. Dar nu auzi cu credință. When you don't hear it with faith. Și când nu asculți cu credință. It's like having no ear. Este ca și cum n-ai ascultat deloc. You have ear in the head but not in the heart. Ai ureche în cap, dar nu ai la inimă. He who has a ear to hear, let him hear. Cine are ureche să asculte. And before I come back to this, let me show you a verse in Hebrews chapter 5. Înainte să mă întorc, să vă arăt un verset din Evrei 5. Hebrews chapter 5. Evrei 5. Paul, whoever writes Hebrews, I don't know who it is. Oricine a scris Evrei. He tells these people. Spune poporului. Verse 11. În 11. Hebrews 5 verse 11. Evrei 11. Concerning Christ, there's much that we have to say. Avem multe de spus în privința lui Hristos. And now listen. Acum ascultați. It's very hard to explain because you have become dull of hearing. What verse? Hebrews 5:11. Evrei 5:11, pardon.
Asupra celor de mai sus avem multe de zis, însă v-ați făcut greoi la pricepere. It's hard to explain, not because you are not intelligent. E greu să vă explic, nu pentru că nu sunteți inteligenți. Oh, you people are all very intelligent. Oh, sunteți toți foarte inteligenți. But you're in your dull of hearing. Însă v-ați făcut greoi la pricepere. Because with all your intelligence, you don't have faith. Pentru că deși ești inteligent, nu ai credință. That's how you become dull of hearing. Așa ai ajuns greoi la ascultare. You know there are some very intelligent Christians who don't have faith. Știți că sunt niște unii creștini foarte inteligenți, dar care nu au credință. That's why it says, Jesus says in Revelation 2:7. De aceea spune Iisus în Apocalipsa 2:7. If you have a ear to hear, dacă ai urechi de ascultat, ascultă. Pray to God that you will have the ear of faith in your heart. Roagă-te Domnului să-ți dea o ureche care să asculte în inima ta. Faith comes by hearing. Pentru că credința vine în urma ascultării. In the early days of my Christian life, ale vieții mele de creștin, I thought faith was something I just couldn't have. Credeam că această credință este ceva ce nu pot primi nicicum. I struggled and struggled to have faith. Mă luptam să capăt credință. I had a great desire. Aveam o mare dorință. But no faith. Dar nici un pic de credință. And all the books on faith are always about faith to make money or get a new car or a new house. Și toate cărțile despre credință pe care le citeam este despre să ai credință, să faci bani, să ai o mașină frumoasă. Jesus didn't come here to give us better houses and cars. Dar Iisus nu a venit pe pământ să ne dea o casă și o mașină mai bună. All the gods of other religions also give their people cars and houses. Pentru că zeii tuturor celorlalte religii dau oamenilor case și mașini mai bune. What are you seeking faith for? Tu pentru ce cauți credința? It's one of the great deceptions in our day. Este una dintre marele înșelăciuni ale zilelor noastre. Faith is to get more money. Îi spun credința, avem nevoie ca să facem mai mulți bani. Our faith is to get a better car. Sau ne trebuie credință ca să primim o casă și o mașină mai bună. One of the greatest deceptions going around. Una dintre cele mai mari înșelătorii din lumea de astăzi. It's being proclaimed that Jesus can give you money. Și se predică că Iisus poate să-ți dea bani. Where do you get that in scripture? Dar de unde găsiți în scriptură așa ceva? That's an Old Testament gospel. Asta este Evanghelia Vechiului Testament. That's in Deuteronomy 28. Asta este în Deuteronom 28. God will give you money. Unde spune că Dumnezeu o să-ți dea bani. God will bless your business. Dumnezeu o să-ți binecuvinteze business. You don't find that in the New Testament. Dar nu găsiți așa ceva în Noul Testament. Old Testament gospel. Asta este Evanghelia Vechiului Testament. Preached by so many preachers. Care este predicată de atâția astăzi. And we know it's not true. Și știm că nu e adevărată. Because. Pentru că. Is it only Jesus who gives people money? Is it only Jesus who can give people money? Doar Iisus dă oamenilor bani? You know, I have been to the Persian Gulf countries. Am călătorit în țările din Golful Persic. To Dubai and Saudi Arabia. În Dubai, în Arabia Saudită. And you know what the Muslims there say? Și știți ce spun musulmanii de acolo? Allah is the true God. Allah este adevăratul Dumnezeu. Because he has given us all the oil. Pentru că ne-a dat nouă arabilor ulei, petrolul. All the countries come begging to us for oil. Și toate țările vin și ne roagă în genunchi să le dăm petrol. And see how rich Allah has made all. Și priviți cât de bogați ne-a făcut Allah pe noi. All the sheikhs in the. Toți acei șeici. And the kings, they are so rich. Și regii care sunt atât de bogați. Allah has made us rich. Ei spun Allah ne-a îmbogățit. And then you come to India. Apoi te duci în India. There's some very, very wealthy businessmen. Unde trăiesc niște oameni extrem de bogați. They are in the top 5 richest people in the world. Sunt în top 5 cei mai bogați oameni ai lumii. And you know what they say? Și știi ce spun oamenii ăștia, indienii ăștia? We worship the Hindu goddess Lakshmi. Noi ne închinăm zeiței hinduse Lakshmi. Lakshmi has made us billionaires. Care ne-a făcut multimiliardari. So we have Allah who has made those Muslim sheikhs billionaires. Deci iată-l pe Allah care le-a făcut pe musulmani miliardari. And Lakshmi has made some Hindu businessmen richest in the world. Și iată pe Lakshmi care a făcut pe hinduși miliardari. And then we have the Christian preachers who say Jesus also will make you rich. Și iată acum pe creștini care spun, pe predicatori care spun, Hristos ne-a făcut bogați. And if you compete, if you find a competition between these three. Și dacă faci un concurs între cei trei. Allah and Lakshmi seem to be doing a better job than Jesus. Se pare că Allah și Lakshmi se pricep mai bine să îmbogățească oamenii decât Isus. Because he's made, they made
those gods have made their followers much richer. Pentru că acei zei și-au îmbogățit mult mai mult urmașii decât. That is the proof that that is a false teaching. Asta este dovada faptului că învățătura asta e o sunat falsă. Jesus is not in a competition with Allah or Lakshmi or anybody else. Pentru că Iisus nu intră în concurs nici cu Allah, nici cu Lakshmi, nici cu nimeni. He does something that nobody else can do. Pentru că el face ceva ce nimeni nu poate să facă. He can save us from sin. El ne poate mântui de păcat. And no other god can do that. Ceea ce niciun alt Dumnezeu nu poate. We need to understand this. Trebuie să înțelegem aceasta. He who has a ear to hear, let him hear. Cine are urechi să asculte. If you love money, dacă iubești banii, you will listen to that false gospel. Vei asculta acele evanghelii false. And I believe God has allowed that false gospel to exist in Christendom today. Și eu cred că Dumnezeu este cel care îngăduie acele evanghelii false în creștinism astăzi. To test how many of my children love money and will go after that false gospel. Ca să testeze, să încerce câți dintre creștini iubesc banii să urmeze acele evanghelii. And how many of my children will love holiness and come to the true gospel. Și câți dintre copiii mei iubesc sfințenia și caută adevărata evanghelie. How many of you know the first promise in the New Testament? Câți dintre voi cunoașteți prima promisiune din Noul Testament? The very first promise in the New Testament. Prima promisiune din Noul Testament. Is Jesus can save you from sin. Este aceasta, Iisus te poate mântui de păcat. That is in Matthew 1:21. Matei 1:21. Do you know what is the second promise in the New Testament? Știi care e a doua promisiune din Noul Testament? It's very important for you to know. Foarte important să știi. The first two promises in the New Testament. Primele două promisiuni din Noul Testament. Many of you read the New Testament so many times. Mulți dintre voi ați citit Noul Testament de atâtea ori. I told you the first one. V-am spus care a fost prima. Matthew 1:21. Matei 1:21. You shall call his name Jesus. Îl veți numi Iisus. For he will save his people from their sins. Pentru că el va mântui poporul lui de păcatele lui. What is the second promise in the New Testament? Care e a doua promisiune din Noul Testament? He will baptize you in the Holy Spirit and fire. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matthew 3:11. Matei 3:11. Those are the first two promises in the New Testament. Acestea sunt primele două promisiuni din Noul Testament. Not he will make you rich. Nu te voi îmbogăți. He'll save you from your sins. El te va mântui de păcatele tale. He will fill you with the Holy Spirit and set you on fire. Te va umple de Duhul Sfânt și te va aprinde cu foc. He who has a ear to hear this message can hear. Cine are urechi pentru acest mesaj va asculta. That's what the Holy Spirit is saying. Asta spune Duhul Sfânt. Okay, Revelation 2:7. Apocalipsa 2:7. What is the message? Care e mesajul? What is the Holy Spirit saying to the church? Ce spune Duhul Sfânt bisericii? He who overcomes. Celui ce va birui. I will allow him to eat from the tree of life. Îi voi da să mănânce din pomul vieții. That's what Adam did not get. Asta este ceea ce Adam n-a putut să primească. What does it say here? You must be an overcomer. Dar spune aici că trebuie să fiu un biruitor. To the second church. Celei de-a doua biserici. The church in Smyrna. This is a good church. Biserica din Smirna, biserică bună. And even a good church, the Lord has to say the same thing. Și chiar unei biserici bune, Domnul trebuie să spună același lucru în versetul 11. He who has a ear, let him hear. Cine are urechi să asculte. What the Spirit is saying. Ce zice Duhul? What is the Spirit saying? Ce spune Duhul? Be an overcomer. Celui ce va birui. He who overcomes. Fii un biruitor. The third church. A treia biserică. Is in Pergamum. Din Perga. And to that church, verse 17. Versetul 16. He who has a ear to hear, let him hear. Cine 17. Cine are urechi să asculte. Be an overcomer. Celui ce va birui. The same message. Același mesaj. The fourth church. A patra biserică. Church in Thyatira. Din Thyatira. What's he saying to them? Ce le spune lor? Also. De asemenea. Verse 29. 29. He who has a ear, let him hear. Cine are urechi să asculte. What is he saying? Și ce spune? Verse 26. 26. Be an overcomer. Fii un biruitor. Same message. Același mesaj. Church number 5. Biserica 5. The church of Sardis in chapter 3. Biserica din Sardes, capitolul 3. Same message in verse 5. He who overcomes. Același mesaj în 5. Be an overcomer. Fii un biruitor. He who has a ear to hear, verse 6, let him hear what the Spirit is saying. Cine are de urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Church number 6. Biserica 6. The church in Philadelphia. Cea din Philadelphia. Verse 12. Versetul 12. He who overcomes. Celui ce va birui. Be an overcomer. Fii un biruitor. Verse 13. Hear what the Spirit is saying to the church. Versetul 13. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. And to the last church, which is the worst of the seven churches. Și ultimei biserici, cea mai rea biserică. Verse 21. În 21. Be an overcomer. Fii un biruitor. If you have a ear to hear, verse 22, hear what the Spirit is saying. Cine are urechi să audă ce zice Duhul. I showed you that seven times to show you how important this message of overcoming is for the church. V-am arătat asta de 7 ori ca să înțelegeți cât de important este mesajul ăsta pentru biserică, să fii biruitor. These were all believers. Ăștia toți erau credincioși. Just like all of you sitting here. Exact ca toți dintre voi.
Their sins were forgiven. Aveau păcatele iertate. But they were not overcomers. Dar nu erau biruitori. Just like many of you. Exact ca mulți dintre voi. Sins are forgiven. Păcatele aveau iertate. They're not an overcomer. Dar nu erau biruitori. I want to say to you, this is the message of the Lord. Și vreau să vă spun că ăsta este mesajul Domnului. You should be an overcomer. Că noi trebuie să fim biruitori. We saw that in Genesis chapter 1. Ați văzut în Geneza 1. God, when he made Adam, he said, "Let him be a ruler." Dumnezeu când l-a făcut pe Adam, a zis să fie un stăpânitor. Not a slave. Nu un sclav. What did we read in Genesis 1? Ce citim în Geneza 1? Let us make man in our image. Să facem om după chipul nostru. And let him be a ruler. Și să stăpânească. Do you know you're supposed to be a ruler? Știi că tu ar trebui să fii unul care să stăpânești? And that's where Adam failed God. Și aici a eșuat Adam înaintea lui Dumnezeu. Instead of being a ruler, he became a slave of the devil. În loc să fie un stăpânitor, a devenit un sclav al diavolului. And that's how we dishonor God. Și în felul ăsta îl dezonorăm noi pe Dumnezeu. We say we are children of God. Pretindem că suntem copii al lui Dumnezeu. You know, but when we live defeated lives, we are actually glorifying the devil. Dar viețile noastre înfrânte, de fapt deschidem ușa diavolului. I want to say to you, the only way you can glorify God is by being an overcomer in your life. Dacă vrei să îl glorifici pe Dumnezeu, trebuie să fii un biruitor în viața ta. Don't be satisfied that other people in your church think you're a good brother or sister. Nu te mulțumi că ceilalți din biserică cred că ești un frate sau o soră bună. Supposing you got cancer. Să presupunem că tu ai cancer. Serious cancer. Cancer grav. But nobody in your church knows about. Dar nimeni din biserică nu știe. You dress nicely. Te îmbraci frumos. And make everybody think you're healthy. Toți cred că ești sănătos. What's the use? Dar ce rost? What's the use fooling everybody that you're healthy? Ce rost îi prostești pe toți ceilalți că ești sănătos? When your cancer is eating away the inside. Când cancerul te mănâncă pe interior. We are sensible. Suntem sensibili. We know it's no use just fooling other people that we're healthy. Știm că n-are sens să-i prostim pe alții. I want to be healthy inside. Eu vreau să fiu sănătos în interior. Not just give people the impression I'm healthy. Nu doar să las impresia celor din jur. I want to ask you this question. Vreau să vă pun o întrebare. How many of you, if you got cancer, câți dintre voi dacă ai avea cancer, will be happy that other people think you're healthy? Ai fi mulțumit să știi că ea din jur te cred sănătos? Will you be happy? Ai fi fericit? Well, everybody in the church thinks I'm very healthy. Oh, toți din biserică mă cred sănătos. So I'm all right. Așa că n-am nimic. You will never be so foolish. Niciodată n-ai face prostia. You say, what does it matter if other people think I'm healthy or not? Ce rost, ce mă interesează dacă ea din jur I've got cancer in my inner life. Eu am cancer în mine. Do you feel the same way about sin? Dar simți tu la fel lucru cu privire la păcatul tău? Are you happy that everybody in your church thinks you're a holy person? Ești mulțumit că toți cei din jur din biserica ta te cred un om sfânt? And sin is ruling in your thoughts. Păcând păcatul stăpânește gândurile. Sin is ruling in your relationship with you and your wife. Și păcatul ruinează relația cu soția ta. And maybe some of you are lusting with your eyes after other women. Și unii dintre voi poftiți cu ochii după alte femei. You sit in the church as a holy person. Dar în biserică sunteți niște oameni sfinți. You're happy that everybody thinks you're a holy person. Ești mulțumit că ea din jur te crede sfânt. That is as foolish as the man who's got cancer. Ar fi o prostie la fel de mare ca și cum unul bolnav de cancer. Happy that other people think he's healthy. Ar fi fericit că ceilalți din jur îl cred sănătos. He's a fool. E un prost. And you're a fool too. Și tu ai fi la fel. If you're happy that other people think you're holy. Dacă ai fi mulțumit că cei din jur te cred sfânt. Does it really matter what other people think? Oare chiar contează ce spunea din jur? You know the first book in the Bible. Știți, prima carte din Biblie. Is not Genesis. Nu este Geneza. It's Job. Este cartea Iov. Genesis was written by Moses. Cartea Geneza a fost scrisă de Moise. 1500 years before Acum, Christ. 1500 de ani înainte de Hristos. Job was written 2000 years before. Dar Iov a fost scris 2000 de ani înainte de Hristos. Job lived 500 years before Moses. Iov a trăit 500 de ani înainte de Moise. So the first, even though Job is put in the middle of the Bible, it's actually the first book of the Bible. De interesant este că în mijlocul Bibliei este pusă cartea Iov, prima Biblie din prima carte din Biblie. I believe that. There's no doubt about it. Acest lucru și nu ne îndoim. Because there's no mention of Abraham, Isaac or Jacob in Job. Pentru că în Iov nu se menționează nimic de Avram, Isaac sau Iacob. It's the only book in the Bible that has no connection with Abraham, Isaac and Jacob. Este singura carte din Biblie în care nu se vorbește despre Avram, Isaac și Iacob. Toate celelalte cărți au o legătură, în oarecare mod. So when God decided to write a book for man, când Dumnezeu s-a hotărât să scrie o carte omului, he wanted to write 66 books. El a hotărât să scrie 66 de cărți for man, omului, to be his word. Care să fie cuvântul Domnului pentru so om. When he wants to write these 66 books, what does he begin with? Și cu ce începe Dumnezeu aceste 66 de cărți? He begins with Job. Începe cu cartea Iov. And what does he write in the first chapter of the first book he writes for man? Și ce scrie Dumnezeu în prima carte pe care o scrie omului? I'll tell you. Vă spun. Listen. Ascultați. You know it, it's in the book of Job chapter 1. Știți, e scris în cartea Iov, capitolul 1. God's message to man in the first chapter of the first book he wrote for man. Mesajul lui Dumnezeu în prima carte, în primul capitol scris omului. You know what it is? Știți care este?
What the devil thinks of you is very important. Că ceea ce diavolul crede despre tine este foarte important. Because I want to boast about you, my son, to the devil. Pentru că eu, fiule, vreau să mă lau cu tine, spune Listen Domnul înaintea diavolului. I want to boast about you, not to the other people in your church, but to the devil. Eu, Domnul, vreau să mă lau cu tine, nu înaintea celor din biserică, ci înaintea diavolului. My daughter, fica mea, I want to boast about you to the devil, not to the other people in your church. Vreau să mă lau cu tine înaintea diavolului, nu înaintea celor din biserică. That is the message of Job chapter 1. Ăsta este mesajul din Iov 1. Because we read here. Pentru că citim aici. There was a day when the devil came and stood before Job. Că a fost o zi în care diavolul a venit înaintea lui Iov. And the Lord says to Satan, și Dumnezeu îi spune lui Satan în versetul 8. Have you considered my servant Job? Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? I'm proud of him. Sunt mândru de el. What a man he is. Ce om e Iov. Such an upright man. Așa un om neprihănit. Blameless. Fără vină. Fearing God. Fără prihană. Turning away from evil. Care se teme de rău, se abate de la rău. You know that means so much to God. Știți ce mult înseamnă asta pentru Dumnezeu? Să se poată el lăuda cu fiii lui înaintea lui Satan. And Satan says, "Ah, he is serving you because you've given him so much money." Și Satan îi răspunde diavolului, "Oh, te slujește Iov pentru că i-ai dat bani." God says, "Okay, test him." Și Dumnezeu spune, "Bine, încearcă-l." Even if you take it away, he'll still serve me. Pentru că și dacă îi vei lua banii, el tot mă va sluji. That is the message of the first book that God wrote for man. Acesta este mesajul din prima carte scrisă de Dumnezeu. I learned something from that. Și am învățat ceva de aici. That God wants to say the same thing about me. Că Dumnezeu vrea să se laude la fel cu mine. And you. Și cu tine. To the devil. În fața diavolului. Apply it to yourself. Put your name there. Aplică asta ție și pune numele tău aici în verset. Your name there. Puneți numele tău în locul lui Iov. I put my name there. Eu mi-am pus numele meu. That's how I read it. Și așa am citit. And the Lord says to Satan. Și Domnul a zis lui Satan. Have you considered my servant Zac Punin? L-ai văzut pe robul meu Zac Punin? And what does the devil say? Și ce spune diavolul? Does he say, ah, he just preaches, I know how he lives at home. Ah, asta numai predică la învon, dar știu eu viața de acasă. I know what all, I know he watches internet pornography at home. Știu eu cum se uită la pornografie când e acasă. Does the devil say that to God about you? Oare asta spune diavolul lui Dumnezeu despre tine? Ah, he sits as like a holy man in the church. Oh, în biserică e tare sfânt. But you should see the way he talks to his wife at home. Dar să-l vezi cum vorbește cu nevastă sa acasă. What can God say? Ce poate să mai spună Dumnezeu? What can God say when the devil says? Ce să mai spună Dumnezeu când diavolul răspunde? The devil is called the accuser of the brethren who accuses him day and night to God. Diavolul este numit acuzatorul fraților care zi și noapte îi acuză înaintea lui Dumnezeu. Other people in your church know about 5% of your life. Ceilalți din biserică cunosc cam 5% din viața ta. But the devil knows almost everything about you. Dar diavolul cunoaște aproape tot din viața ta. He knows a lot of things you do in private which even your wife does not know. Știe multe lucruri pe care le faci atunci când e singur, când nici soția ta nu știe. The devil knows every single program you watch on your computer. Știe diavolul fiecare program pe care îl accesezi pe computerul tău. Parents don't know. Pe care părinții tăi nu știu. Which your wife doesn't know. Soția ta nu știe. Which people in the church don't know. Frații din biserică nu știu. He knows how you handle your money. Diavolul știe ce faci cu banii tăi. He knows how much you cheat and tell lies. Știe cât de mult furi și cum spui minciuni. And he tells God. Și diavolul spune lui Dumnezeu. You're calling this your son? Tu îl numești pe ăsta pocăit? I know how he lives. Copilul tău, știu eu cum trăiește. What is the message of the first chapter of the first book of the Bible? Care este mesajul din prima carte, din primul capitol al Bibliei? God wants to boast about you to Satan. Dumnezeu vrea să se laude cu tine înaintea lui Satan. Because he's a father. Pentru că Dumnezeu ți-e tată. You tell me. Spune-mi. Many of you are parents. Mulți dintre voi sunteți părinți. Don't you want to boast about your children? Nu ați vrea să vă lăudați cu copiii voștri? Supposing your child is bringing shame to your name. Să presupunem că fiul tău aduce rușine familiei. Supposing your daughter is known in the town as a prostitute. Să presupunem că fiica ta e cunoscută în oraș ca fiind o prostituată. Supposing your son is known in the town as a thief. Să presupunem că fiul tău este cunoscut în oraș ca un hoț. You're a father. Și tu ești tatăl lui. You're a mother. Și mama lui. How will you feel? Cum te-ai simți? How will you feel? Cum te simți? You're not a prostitute. Tu nu ești o prostituată. Your daughter is a prostitute. Fiica ta este. How will you feel? Cum te simți? You're not a thief. Nu tu ești hoț. But your son is a thief. Dar fiul tău este. How will you feel? Cum te simți?
That is how God feels. Așa se simte Dumnezeu. Because he's a father. Pentru că el e tată. When his children, when the devil says things about his children. Așa se simte Dumnezeu când diavolul îi spune lucruri despre copiii lui. Are you concerned about your testimony before the devil or you're concerned your testimony before your church? Îți pasă ție oare ce spune diavolul despre tine sau ce spun cei din biserică despre tine? You ask me. Brother Zach, mă întreabă-mă, frate Zach, what is more important? Frate Zach, ce e mai important? Your testimony before the church or your testimony before the devil? Mărturia ta în fața bisericii sau în fața diavolului? I said definitely my testimony before the devil. Eu ți-aș răspunde cu siguranță mărturia mea înaintea diavolului. Because the church knows only 5% of my life. Pentru că biserica știe numai vreo 5% din viața mea. They don't know what I do in private. Ei nu știu ce fac eu când sunt singur. They can think I'm a very holy man. Ei mă pot crede un om sfânt. They don't know how I live at home. Nu știu cum viața acasă. They don't know how I handle my money. Nu știe ce fac cu banii mei. But the devil knows all that. Dar diavolul știe tot. I want to ask you a straight question. Vreau să spun o întrebare directă. Can you shut the mouth of the devil by the way you live? Vrei tu să închizi gura diavolului prin felul în care trăiești? Is your life such an upright life that the devil's mouth is shut before God when he talks about you? Este viața ta o viață atât de curată încât diavolul nu-și poate deschide gura înaintea ta? That's what it means to be an overcomer. Asta înseamnă să fii un biruitor. In the book of Revelation, în cartea Apocalipsa, you read in chapter 12, citim în capitolul 12, about Satan. Despre Satan. There are many titles given to Satan. Sunt multe nume date lui Satan. It's called in Revelation 12:9 the deceiver of the whole world. În 12:9 Satan este numit înșelătorul întregii lumi. What does the devil do to the whole world? Ce face diavolul întregii lumi? Deceive. Îi înșală. Tell them lies about God. Le spune oamenilor minciuni despre Dumnezeu. Tell them that God is a hard taskmaster. Le spune că Dumnezeu este un stăpân dur. Tell them that God hates you. Le spune că Dumnezeu te iubește, te urăște. Tell them God doesn't love you. Satan spune că Dumnezeu nu te iubește. That's the lie with which he deceives the whole world. Dar asta e minciuna cu care înșală întreaga lume. What does he do to the believers? Dar ce face el credincioșilor? He's called in verse 10. În versetul 10. The accuser of all the believers. Este numit acuzatorul, pârâșul fraților lui. He is your accuser. Diavolul este pârâșul tău. He accuses you day and night to God. Este cel care te acuză zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. He doesn't tell a lie to God. Și el nu-l minte pe Dumnezeu. He tells lies to you and me. El te minte pe tine și pe mine. He's a liar to man. E un mincinos diavolul față de noi. But to God he dare not tell a lie. Dar nu îndrăznește să-l mintă pe Dumnezeu. You think that he can go to God and say Zach Punen killed somebody yesterday. Crezi că diavolul poate merge lui Dumnezeu și spune Zach Punen a omorât pe cineva ieri? How can he say that? Cum să minte așa? He dare not tell a lie to God. Nu îndrăznește diavolul să-l mintă pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu știe totul. You know what he will accuse me of? Știi de ce mă va acuza diavolul? What I actually did. Mă acuză de ceea ce chiar am făcut. The words I actually spoke. De cuvântul pe care chiar l-am rostit. And do you know what the devil accuses you to God about? Și știi de ce te acuză Dumnezeu, Satan pe tine înaintea lui Dumnezeu? What you actually did in secret. Te părăști de ceea ce chiar ai făcut în secret. What you actually did which your wife does not know about. Ce chiar ai făcut, de ceea ce soția ta nici măcar nu știe. Sau soțul nu știe. The elders in your church don't know about. Și păstorii în biserică nu știu. Those are the things he accuses God. De aceste lucruri te părăște diavolul înainte. Now I want to ask you. Acum vreau să vă întreb. Do you want to live on earth in such a way that the devil's mouth is shut? Doriți voi să trăiți astfel încât gura diavolului să fie închisă? When he stands before God. Când stă înaintea lui Dumnezeu. And thinks about your name. Și se gândește la numele tău. He's got nothing to say. Buzele să fie închise, nu poate să rostească nimic. That is my desire. Asta e dorința mea. For myself. Pentru mine. I hope that is your desire too. Sper să fie și dorința ta. That my heavenly Father, ca tatăl meu ceresc, who sent his only son to die for me, care și-a trimis singurul lui fiu să moară pentru mine. I don't want to dishonor him. Nu vreau să-l dezonorez. That the devil can accuse me of so many things. Ca diavolul să mă poată acuza de atât de multe lucruri. I'll tell you honestly. Vă spun sincer. I don't care what you think about me. Nu-mi pasă de ce credeți voi despre mine.
Because you don't know anything about my life. Voi nu-mi cunoașteți viața. You don't even know 5%. You know 1% of my life. Nu știți nici măcar 5%, poate 1% din viața mea. But I really care about what the devil thinks about. Dar mie îmi pasă de ce spune diavolul despre mine. That doesn't sound very spiritual, right? Nu sună foarte spiritual, așa? But it is the most spiritual thing. Dar e cel mai spiritual lucru. Of course, I'm much more interested to know what God thinks about. Desigur, mai interesat sunt de ce spune Dumnezeu despre mine. Because he knows my thoughts, the devil doesn't know my thoughts. Pentru că Dumnezeu știe gândurile mele, pe când diavolul nu cunoaște gândurile. The devil knows whatever I'm doing on the outside, how I speak and all that. Diavolul știe doar ceea ce vede că fac eu exterior, ceea ce vorbesc. But he cannot look into my thoughts. Dar diavolul nu cunoaște gândurile. That only God knows. Doar Dumnezeu îmi cunoaște gândurile. That's why God's opinion about me is number one. Și de aceea Dumnezeu este numărul 1. Number 2. Numărul 2. Is the devil's opinion about me. Îmi pasă de părerile diavolului. And number 3. Și în al treilea rând. Nobody. Nu-mi pasă de nimeni. I don't care for anybody else's opinion. Nu-mi pasă de părerile nimănui. It doesn't matter. Pentru că nu contează. How do you live? Tu cum trăiești? Do you care what people say about you? Îți pasă ție ce zic alții despre tine? Oh, somebody said something bad about you. Oh, cineva a zis ceva rău de mine. And the whole day you're thinking about. Și toată ziua numai la asta mă gândesc. Do you know what about all the bad things the devil is saying about you to God? Dar ce nu-ți pasă de toate lucrurile rele de care te părăște diavolul înaintea lui Dumnezeu? That doesn't disturb you? Asta nu te deranjează deloc? Let that disturb you more from today onwards. Fie ca de azi încolo să te deranjeze mai mult. Be an overcomer. Și să fii un biruitor. It says in the next verse. Spune în următorul verset. Revelation 12:11. 12:11 Apocalipsa. They overcame him. Ei l-au biruit. What a wonderful verse. Ce verset minunat. They overcame Satan. Ei l-au biruit pe Satan. By the blood of the lamb. Prin sângele mielului. By the word of their testimony. Și prin cuvântul mărturisirilor. Not testimony to the church. Nu mărturia înaintea bisericii. But testimony to Satan. Ci mărturie înaintea lui Satan. Satan, you got no power over me. Satane, tu nu ai nicio putere asupra mea. You know that beautiful verse in Acts chapter 19? Știți acel verset minunat din Fapte 19? It's been a great challenge to me. O mare provocare a fost pentru mine. Some of these verses in the scripture. Unele versete din Biblie. They should come as a challenge to us. Ar trebui să fie o provocare pentru noi. You know, we read that the apostle Paul was casting out demons in Ephesus. Citim că apostolul Pavel scotea demoni oameni în Efes. And when that was going on? Și în timp ce acest lucru se întâmplă. In Acts 19 and verse 13. În Fapte 19 cu 13. There were some Jewish people who wanted to cast out demons too. Niște exorciști iudei încercau și ei să scoată demoni. And they met one man like that. Și-au întâlnit un astfel de om. And these were seven sons, verse 14, of a man called Sceva. Și cei șapte erau fiii lui Sceva, un preot. And they looked at this demon-possessed man. Și s-au uitat la acest om posedat. And said to him in verse 13. Și au spus în versetul 13. I adjure you by Jesus whom Paul preaches. Vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. You know what the evil spirit said? Dar știți ce le-a răspuns diavolul? Verse 15. În versetul 15. I recognize Jesus. Pe Iisus îl recunosc. I know about Paul. Și pe Pavel îl știu. But who are you? Dar voi cine sunteți? You know, I put my name there. You should put your name there. Eu mi-am pus numele meu și trebuie să spui și tu numele tău în versetul ăsta. The devil should say. Dacă diavolul ți-ar spune. I know Paul. Îl cunosc pe Pavel. And I know Zach Punen also. Și îl cunosc și pe Zach Punen. But who are you? Dar cine ești tu? Why don't you put your name there? De ce nu spui numele tău acolo? The devil knows Jesus. Diavolul cunoaște pe Iisus. He knows Paul. Îl cunoaște pe Pavel. And he knows you. Și te cunoaște și pe tine. Put your name there. Pune-ți numele acolo. Don't you want to be in that list? N-ai vrea să fii tu în lista aceasta? I want to be there. Eu vreau. It's a wonderful thing. Este un lucru minunat. But for most Christians today, dar cei mai mulți credincioși astăzi, the devil says, "Who are you?" Lord, diavolul le spune atât. I know all about your private life. Știu viața ta particulară. You're trying to have power over me, is it? Încerci să ai puterea asupra mea. You can go and sing in the choir. Poți să cânți în biserică, nu-i problemă. Stand in the pulpit and preach. Poți să stai să predici la mult vrei. You can't have any power over me. Dar n-ai nicio putere asupra mea. I know all about your private life. Știu viața ta intimă. You may be a pastor. Poți fi pastor. You can get your honor and your money. Poți să primești bani și cinste. But you won't have any power over me. Dar n-ai nicio putere asupra mea. What a fool the devil makes of so many preachers. Cum își bate joc diavolul de atâția credincioși. They get so much honor before people. Primesc atâta cinste de la oameni. Trăiesc atât de and bine. The devil just laughs at them. Și diavolul stă și râde în hohote de ei. Dear brothers and sisters, dragi frați și surori, that's a shame. Rușine. God wants you to be an overcomer. Dumnezeu te vrea biruitor.
Revelation 21. Apocalipsa 21. Verse 7. Cu 7. Revelation 21:7. Apocalipsa 21:7. The message of overcoming is right from the beginning till the end of the Bible. Mesajul biruitorilor este de la început până la sfârșitul Bibliei. We saw that in chapter 1. Genesis 1. În Geneza 1. Let's make man so that he'll be a ruler. Să facem om după chipul nostru să stăpânească. And now we come to the last page of the Bible. Și iată-ne pe ultima pagină a Bibliei. The last page is the same thing. Și pe ultima pagină același lucru. Revelation 21:7. Apocalipsa 21:7. He who overcomes. Cel ce va birui. Will inherit everything I have made. Va birui ceea ce am făcut. I will be his God and he will be my son. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Do you want to be in that verse, my brother, sister? Vrei să fii inclus în acest verset, fratele meu și sora mea? Vrei aici? I want to be in that verse. Eu vreau să fiu aici în acest verset. Christ is coming back. Hristos se întoarce curând. All these things you live for on the earth will perish. Toate aceste lucruri pentru care lucrăm pe pământ vor pieri. Seek with all your heart to be in that verse. Caută cu toată inima să fii în acest verset. Say, Lord, I want to be in Revelation 21:7. Spune, Doamne, vreau să fiu inclus aici în Apocalipsa 21:7, în ziua din urmă. I want you to put me in Revelation 21:7. Vreau să mă incluzi în Apocalipsa 21:7. Let's pray. Să ne rugăm. Let's bow our heads before God. Să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Let's stand up and pray to God. Să ne ridicăm, să ne rugăm lui Dumnezeu. Let's bow our heads and cu capetele plecate. Let's ask the Lord to search us. Să cerem Domnului să ne caute. And show us where we are coming short. Și să ne arate unde greșim. Where we have sought for the testimony of man more than the testimony of God. Unde am căutat mai mult mărturia oamenilor decât mărturia lui Dumnezeu. We have disappointed the Lord. L-am dezamăgit pe Domnul. We have let him down. Atât de mult. And say, Lord, please help me. Și acum să spunem, Doamne, ajută-ne. Lord, please change my life this weekend. Te rog, schimbă-mi viața mea acest weekend. And turn my life around. Întoarce-mi viața cu totul. I'll go home a different person. Vreau să mă întorc acasă un om nou. I believe the Holy Spirit's moving upon all of us. Cred că Duhul Sfânt se mișcă deasupra tuturor. Open your heart. Deschideți inima. Say, Lord, și spune, Doamne, I really want your best in my life. Chiar îmi doresc cei mai bun în viața mea. Do it in my life, Lord. Doamne, lucrează în viața mea. I'm sick and tired of my defeated life. M-am săturat să trăiesc o viață de înfrânt. I'm sick and tired of being a hypocrite. M-am săturat să fiu un ipocrit. I want to live by faith and be an overcomer. Vreau să trăiesc prin credință și să fiu un biruitor. Heavenly Father, Tată Ceresc, thank you for your wonderful purpose for us. Îți mulțumesc pentru scopul tău minunat pentru noi. Thank you that the devil can have no power over us. Îți mulțumesc pentru că diavolul nu are nicio putere asupra noastră. He was defeated on Calvary's cross. A fost înfrânt pe crucea Calvarului. Make that victory real in our lives. Doamne, fă biruința aceasta reală în viețile noastre. Everyone who is here, Lord. Fiecare care e aici, Doamne. Don't let them go away empty. Doamne, nu lăsa să se întoarcă gol. Fill them. Umple-l. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele Domnului Isus. Amen. Amen.